În orice zi a anului în care drumurile sunt acoperite cu gheață, zăpadă sau polei, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când drumurile sunt acoperite cu gheață, zăpadă sau polei, chiar dacă acest lucru se întâmplă, să zicem, pe data de 20 octombrie. Controlul în trafic poate fi făcut de agenții de circulație împreună cu inspectorii Registrului Auto Român sau chiar de polițiști, întrucât este vorba despre verificarea dotării autovehicului și nu de starea tehnică a acestuia. Agenții de circulație vor verifica dacă pe cauciucuri există inscripționate inițiale M plus S, M punct S, M S, M and S. Obligativitatea inscripționării anvelopelor pentru zăpadă cu unul dintre aceste simboluri este prevăzută în directiva 92/23 a Consiliului Europei. Nu sunt reglementate anvelopele pe care există inscripția All Season, dar lipsesc inițiale M plus S, M S, M punct S, M and S. Acest tip de cauciucuri este însă foarte rar întâlnit. Reprezentanții ARR precizează că echiparea cu anvelope de iarnă nu se face așa cum vrea șoferul, ci este reglementată prin lege. În cazul autoturismelor și mașinilor până în 3,5 tone, se echipează cu anvelope de iarnă toate roțile mașinii. La vehiculele comerciale de peste 3,5 tone și autovehicule de transport persoane cu o capacitate de peste 8 plus 1 locuri, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii numai pe roțile de tracțiune. În cazul în care șoferii sunt depistați că nu au mașinile echipate cu anvelope de iarnă, atunci când drumurile sunt acoperite cu gheață, zăpadă sau polei, amenziile sunt cuprinse între 603 lei și 1340 de lei plus suspendarea certificatului de înmatriculare. Așadar, atenție șoferi, echipați-vă mașinile de iarnă!